Impuls TV a lansat o provocare băcăoanilor care pot lăsa deoparte pasiunile politice și discursurile demagogice. Ne-am adresat oamenilor onești, care au ceva de spus cu adevărat. Dacă ați fi primar al Bacăului pentru o zi, care este principala problemă a acestui oraș și cum considerați că ar trebui rezolvată? În urma discuțiilor cu cetățenii am auzit puncte de vedere pertinente, soluții concrete și care pot deveni realizabile. Dacă aș fi pentru o zi primar, aș face ordine în primărie prima dată, pentru că eu în cariera mea am condus oameni, mă pricep la ceea ce înseamnă relații interumane și un colectiv care să funcționeze bine și de aici aș porni. Deci în prima zi asta aș face. Aș lua la cunoștință despre toate sectoarele, aș vedea cum funcționează, cum se interrelaționează între ele și pe rând le-aș pune la punct conform științei managementului și a științei conducerii. Iar pentru oraș? Pentru oraș s-au făcut anumite lucruri, dar cred că mai trebuie făcute multe chestiuni legate de deservirea populației în piețe și în alte locuri, deservire care depinde de primărie, că sunt sectoare unde primăria nu are cum să intervină, dar unde poate interveni, aș interveni pentru deservirea ireproșabilă a populației. Câinii comunitari sunt o sursă de infecție, o sursă de răspândire de microbi, sunt dragi animalele, dar animalele trebuie să stea la locul lor, adică în curte, la casă, la țară, nu prin oraș. Deci i-aș strânge imediat, nu cu țarcuri, cu nu știu ce, deci ăștia trebuie scomorâți, nu ne luăm după toți derbedeii care vin și ne dau nouă sfaturi că nu este bine, pentru că noi ne îmbolnăvim de la această chestiune a câinilor comunitari. Eu personal am fost atacat de mai multe ori de câinii comunitari, dar nu de asta am această repulsie, că mie sunt dragi animale, eu o iau în brațe la țară, pisicile dorm cu ele și așa mai departe, dar în oraș nu au ce căuta. Asta e părerea mea. Eu aș face mai multe contracte, cum era înainte de 89, cu teatrele mari și cu instituțiile mari de cultură, chiar din București, care se vină mai des la Casa de Cultură, la Teatru de Vară, acum că am fost când s-a dat numele de Radu Belegan acestui teatru și am văzut că este un loc foarte frumos și aș aduce mai multe spectacole, mai multe spectacole de teatru în primul rând, pentru că e păcat să nu beneficieze și băcoane de actul de cultură. Nu chestii de astea făcute în public, în piețe publice, unde vin formații necunoscute și în loc de melodii ne recită ritmat ceva. Deci nu. Deci e un teatru de vară, în Casa de Cultură, în Teatru Bacovia. Teatru Bacovia poate să facă contracte cu alte teatre, să vină și alții, nu numai dânsii. Eu personal am foarte multe idei. Dacă ne uităm în alte țări, dacă ne uităm în Occident, persoanelor de vârsta a treia li se găsesc joburi temporare, joburi care se potrivesc, care să le facă viața frumoasă, care să-i facă și pe ei să fie importanți în societatea asta și chiar s-ar găsi dacă s-ar vrea. Dar nu este preocupare, părerea mea, în țară, nu în municipiul Bacău, să găsim locuri nici pentru tineri. Iar pentru bătrâni din start sunt lăsați pe locul 2. Cum credeți că ar putea fi ajutați tinerii să se încadreze pe piața muncii? Deci, eu mâine merg la o sesiune de comunicări științe și lucrez în învățământul superior și prezint un model educațional care ar putea să-l ia România. Deci România, ca să progreseze, trebuie să meargă după modele, pentru că nu mai are timp de pierdut. Trebuie să le ia, să le aplice și să le urmeze. Dau un exemplu. În economie, să urmăm modelul Coreei de Sud. Asta se potrivește României. În învățământ să urmăm modelul Finlandei, care este cea mai tare țară din Europa, nu zic din Singapore, pentru că e cea mai tare din lume, dar luăm Finlanda, că e țară europeană și îl putem urma. În domeniul agriculturii să urmăm exemplul Franței sau Israelului. Deci eu pentru tineri aș face în primul rând la nivel național un învățământ centrat pe nevoile sociale. La noi învățământul în țară este un haos. Se face ca să se facă. Elevii români au două idei, să ia bacul și să intre la o facultate. Dar nu știu să se uite în societate și nimeni nu le arată. Aici veniți ca ei să știe unde să meargă. Deci nu există interconectare între nevoia socială și între curriculum care există în instituțiile de învățământ. Aș fi atent mai mult la tineret, locuri de muncă mai bine plătite, pensionarii, iar nu trebuie uitați,
și mai puțin muncă de fațadă, să zic așa. Flori, pavaje care nu și-ar avea rostul și restul pe parcurs, depinde de fonduri, de... aș încerca să atrag fonduri, dar pentru o zi n-aș avea timp. Concret, într-o zi, care ar fi cea mai importantă hotărâre pe care ai luat-o? Aș face o bursă de locuri de muncă, unde aș da mai mult credibilitate tineretului, ne ținând cont neapărat de studii. Pentru fiecare, cred că ar fi un loc undeva. Mai mult sau mai puțin. Dar un început, măcar, să fie. Doar o variantă, o stradă care să ocolească Bacău pentru mașinile de mare tonaj. Să ocolească. Atât. Că în anumite perioade intersecțiile devin un adevărat calvar. Asta poate iar ar fi o chestie foarte importantă. Cred că aș întreba mai multe persoane să văd ce vor de la oraș, ce ar vrea să facă pentru să îmbunătățească. Oricum, în mare parte acum sunt mai mulțumite de oraș și de cum eram înainte, au îmbunătățit puțin cu florile, schimbând aleile. Dar, na, mai este de unde. Pot să fac mai multe lucruri pentru... Pentru tineri, ce ai face? Legat de școală, poate... normal, na, ca orice elev aș spune că vreau mai puține ore și... Dar dacă stau să mă gândesc la viitor, ar trebui să fie profesori foarte buni, să aibă grijă să nu lase chiar pe oricine să intre în învățământ și să ne oferă un viitor. Trebuie găsite mai multe locuri de muncă. Mai multă muncă, mai multă disciplină. Că fără muncă nu se face nimic, nu cade nimic din cer. În primul rând aș închide circulația pe centru și aș face o zi, nu știu, dedicată plimbărilor pe centru oamenilor, pentru că poluează oricum prea mult și fac și zgomot. Aș face mai multe activități pentru, adică, nu știu, aș da o zi liberă mai întâi tuturor și ca să se poată duce să facă picnic sau ceva gen, să se bucure, ca din 1 mai. Aș organiza mai multe competiții sportive, deoarece ei stau mai mult în fața calculatoarelor și ar fi bine dacă ar mai face sport și mișcare, s-ar mai și aerisi. Aș organiza concerte, pentru că copilor din ziua de azi le plac foarte mult muzica. Și ar fi o ocazie foarte bună să fim toți împreună. Ce se pot face? Ce cerințele poporului? O primă hotărâre și unică pe care ați semna-o în calitatea de primar al municipiului Bacău. Aș spurcui cerșetorii ăștia care toată ziua stau cu mâna întinsă pe stradă. Probabil că aș schimba microbuzele să fie totuși altfel și nu știu, nu m-am gândit la așa ceva. Da, și cu câinii, dar dacă nu m-am gândit, atunci nu prea știu să vă răspund. Exact. Aș elibera posturile pentru deputanți în administrație. Adică pentru studenții care au absolvit anul acesta, aș oferi câteva posturi libere. Crezi că asta e marea problemă a orașului, locurile de muncă pentru tineri? În administrație, da. În administrație, da. Pentru absolvenții facultății de administrație publică, da, e o problemă. Și cu cine începe? Pe cine îi dă afară? Pe cei care nu-și fac treaba. Care nu își îndeplinesc atribuțiile pentru care sunt angajați. Iar pentru oraș, din punct de vedere urbanistic? A scăpat de câini. De câini comunitari. E o problemă. E o problemă. Mai ales în partea de sud a orașului e mare problema cu câini. Care ar fi soluția ta pentru a scăpa de ei? Știi că s-au vehiculat mai multe variante. Crearea unor spații special amenajate pentru creșterea lor. Pentru că degeaba, dacă
îi castrăm și le dăm drumul înapoi pe stradă, dinți tot au și tot mușcă. Majoritatea sunt agresivi. M-aș reabilita postele cinematografului. Cinematograful central, cinematograful de la Orizont. Aici, ăsta de la Muncitor, nu știu dacă, cred că e acum proprietate privată. Dar le-aș reabilita și le-aș rescoate în funcțiune. E un mod de cultură. Ar putea să mai fac, să mai amenajeze mai multe locuri de agrement pentru toată lumea. N-ar fi rău. Nu știu, în rest chiar nu... Îmi pare rău. Nu v-ați gândit niciodată să fiți primar? Nu. Nici nu cred că aș intra vreodată în politică. Vi se pare o meserie grea? Da. Pentru că lucrez într-o instituție publică și știu ce înseamnă să ai de-a face cu birocrație, cu multă hârțogăraie, cu multă lume. Și să fii primar înseamnă să ai un oraș întreg pe cap. Și e în responsabilitate și e greu, foarte greu, cred. Mult prea multe, așa că nu-mi pun adorme nimic. Spuneți-mi o hotărâre pe care ați luat-o dumneavoastră și ați semna-o și ați vrea să rămână în istoria municipiului Bacău. Cea mai important? În cornișa să trateze, să... cornișa 1, de exemplu, să aranjeze toate trotuarele, să le asfalteze. Asta că merg doamnele și își rup picioarele pe acolo. Depinde. Depinde de loc, depinde de împrejurare, depinde asta, e destul de grea, pentru că trebuie să împarce prea multe, facțiuni, partide și, adversari, trebuie să îi împace pe toți. Nu e singur acolo care execută lucrările, nu? Care le cerem noi. N-am idee, sincer. Nu știu. Pentru tineri, pentru cei ca tine, ce ai face? Ce crezi că lipsește orașului din acest punct de vedere? Nu știu. Nu mi-am pus niciodată problema asta, nu? Gândiți-vă acum, scurt, o singură hotărâre care să poarte semnătura dumneavoastră. Că stau chiar aici în spate, e un spațiu oribil și aș face ceva să... Casa Alexandrii, spațiul acela cu niște construcții începute și nefinalizate, unde este loc pentru boschetari și așa mai departe, locul de gunoi împrăștiat de toți cei care... să lășluiesc pe acolo și fac mizerie împrăștie în tot parcul. Deci, fiindcă sunt aici, aș amenaja că aici mă doare pe mine. Să-ți dau un răspuns la chestia asta, nu știu. Ce-i face dacă ai fi pentru o zi primar municipiului Bacău? Nu sunt chiar o fană a politicii, dar aș face niște schimbări mai mari decât s-au făcut până acum. Enumerăm câteva, te rog. Un centru mai frumos, total diferit. Cum ai vedea centru? Și... mult mai îngrijit, cu mult mai multe spații pietonale și clădiri renovate, mai frumoase. Ce aș face? M-aș bucura și aș primi cu plăcere. Și o hotărâre pe care să o luați și să fie, să poarte semnătura dumneavoastră. Aș vrea să Bacăul să fie frumos, curat. Asta e cea mai important. Dacă se face ceva, ne bucurăm și noi cu toții. Că deja mai trebuie multe la Bacău. Șoselele, așa cum sunt, avem pitipografilor, la noi niciodată nu s-a făcut nimic și vrem să fac. Aș schimba orice. Cu ce începe? Cu ce aș începe? Cu orașul, cu multe din societate, adică aș schimba orice. Pentru că majoritatea care au fost în momentul ăsta n-au făcut nimic și-au bătut joc de omenire. Adică? Adică n-au făcut mai nimic, au promis, au zis orice, dar n-au făcut nimic. Spune-mi ce-i face tu și să poarte semnătura ta și să rămână în istoria municipiului Bacău. Deocamdată nu m-am gândit la asta, de asta nu pot să răspund la întrebarea asta. Imaginează-ți că ai fi, ești instituit primar. Spune-mi ce-ți trece primul lucru prin cap. Păi, în primul rând aș face, adică să aibă oamenii unii să muncească, să aibă un salariu, să aibă ceva care să-și întrețină familia. Că sunt mulți care nici măcar nu au o pâine. Dar, din păcate, nu se face în România așa ceva. Dacă aș fi primar, în primul rând aș face străzi, aș face jocuri, parcări și aș, nu știu ce aș spune, aș face ca băcăoanii să trăiască mai bine. Acum,
nu zic că nu trăim bine, domne, dar prea multe poții și prea multe de-astea, prea multe, cum să spun eu, multe care nu se văd, nu se văd, dar se cunoaște. Nu știu, probabil că aș ajuta tinerii, aș curăța un pic orașul și cam atât. Cum crezi tu că ai putea să ajuți tinerii? Oferându-le mai multe posibilitate să aleagă un job și cam atât. De la job plec toate. Ai foarte multe responsabilități pe care nu le poți îndeplini așa cum vor cetățeni. Ce ai face tu ca să fii un primar iubit de cetățeni? Nu se poate. De ce crezi asta? Păi, fiecare om vrea ceva imposibil. Cere imposibilul de la un om și nu se poate. Deci nu poți să fii pe plac tuturor, cu alte cuvinte. Există beneficii și nu. Nu poți să fii. Pentru o zi nu poți face așa de multe. E chiar simplu. Adică nu faci. Adică trebuie să faci pentru oameni ceva care te ajută și pe tine, într-un fel. Păi, aș face să fie mult mai frumos orașul ăsta, să fie mai multe terase, mai multe cluburi, nu știu. Tot ce dorești tineri din ziua de azi. Și pentru bătrâni? Mai multe locuri, îi stau ei, mai multe parcuri. Sau, na, nu știu. Și îmi place că este curat, este ordonat, are niște grădini frumoase, este bine gospodărit și cinste primarilor care au fost până acum, nu știu, n-am spirit organizatoric. Am spirit civic foarte mult, aș putea fi o bună colaboratoare, dar ca inițiativă de conducătoare de masă, așa, nu am. Da, așa de consultant. Aș aduna în jurul meu toată inteligența Bacăului și aș ruga să dea soluții pentru viitor acest oraș. Oricum, este unul din orașele mele de inimă și întotdeauna vin cu mare plăcere în Bacău și sigur m-aș bucura să aud că are într-adevăr un primar care merită acest oraș istoric, care a împlinit în urmă câțiva ani 600 de ani de existență atestată.